Tânărul român care va revoluționa călătoria în spațiu merge la NASA și este înscris în campania 100 de tineri pentru dezvoltarea României, Antonio Florin Iordache, elev în clasa 11-a în cadrul Liceului Teoretic Jean Monnet din București, fondatorul Clubului de Inginerie Aerospațială, este alături de mine la această oră. Mulțumesc, Antonio, pentru prezența ta. Ești locul 4 la concursul foarte important National Space Society NASA pentru un proiect foarte interesant. Tu ai creat o stație spațială. Povestește-ne despre proiectul tău. Proiectul meu include, să zic așa, un așezământ spațial pe care oamenii ar trebui să locuiască în mod constant, destul de departe, aș zice eu, de Pământ. Se află tocmai pe luna lui Saturn, Titan, orbitează în jurul ei. Am zis să nu ne aventurăm în necunoscut, să zic așa, și să ne ducem pe o lună, deoarece, să zic așa, un așezământ spațial este mult mai sigur, pentru că poate fi testat pe Pământ. Proiectul a inclus foarte multe, a fost multidisciplinar, să spun așa, inclus fizică, matematică, dar și științe sociale. Ce găsim pe stația spațială pe care tu ai creat-o? Pe stația spațială pe care eu am creat-o găsim în primul rând grădinile de eficiență, aș spune eu așa, o invenție de-a mea pe care am creat-o utilizând cactus, să zic așa, ghivece în formă de cactus care sunt detașabili pentru a planta pe vertical mult mai eficient orice fruct și legume. Bun. Roboți inteligenți ai? Roboți inteligenți am în formă de radar, să zic așa, care se pune pe bombe, pe aruncătoarele de bombe pentru a viza mai ușor, să zic așa, țintele. Este un concept un pic cam sumbru, dar are ca scop detectarea hidrocarburii necesare reactorului nostru nuclear. A, deci ea este practic o stație spațială inteligentă din toate punctele de vedere. Da. Cât ai lucrat la acest proiect? Păi eu m-am apucat de anul trecut, de când am fondat Clubul de Aerospațială, doar că ideea a venit pe parcurs. Ideea mea a fost de a transforma un lucru cu impact negativ într-un lucru cu impact pozitiv pe viitor pentru omenire. Ești cel care se ocupă de acest club de ingineri aerospațial, nu? De... Al Liceului Jean Monnet, da. Bun. Cât sunteți? Suntem 8 copii în total, împreună cu doamna mea coordonatoare, Ileana Răzărescu, și cofondatorul, al doilea cofondator, Ciontoiu Paul Antonio, care aș vrea să-i mulțumesc pentru ajutor. El mi-a fost ca și mentor, să zic așa, m-a ajutat foarte mult, și doamna Răzărescu. Aveți și o fată sau două? Avem mai și multe? O fată, da. O fată în echipa de 8. Da. Bun. De la ce vârstă ți-ai descoperit această pasiune? Pasiunea pentru ingineria aerospațială am descoperit-o, să zic așa, acum 2 ani, doar că pasiunea pentru astronomie am avut-o toată viața. În clasa 6-a deja începusem să-mi fac caiete pentru. Cu toate aceste schițe, adică ai început să proiectezi tu cum ar trebui să arate o stație. Aceasta a venit în timp odată cu cunoștințele mele. Cine vă finanțează? Pentru că în momentul în care lucrezi la astfel de proiecte, evident că ai nevoie și de o finanțare. Aveți sponsor sau cum se întâmplă? Am găsit câțiva sponsori, într-adevăr, doar că, din păcate, și aceasta este o problemă destul de gravă la noi în țară, nu suntem finanțați de către guvern. Aș vrea să pot în viitor să reușesc să schimb. Te rog, uite, celor care se uită la noi, cu siguranță există în momentul de față serviciile de monitorizare ale guvernului în funcțiune și vor transmite mesajul tău. Faci acest apel către guvern. De ce nu aveți finanțare de la guvern pentru așa ceva? Adică tu ocupi locul 4 în concursul NASA și guvernul României nu are bani să vă dea? Eu consider că au bani să ne dea, doar că subiectul este mult prea departe, să zic așa. Nu știu cum să spun. Este un subiect foarte complicat și totodată riscant și de aceea nu ne sunt oferite fonduri. Uite, poate prin acest intermediu Ministerul Educației, Guvernul României, prin toate instituțiile pe care le coordonează, poate să găsească o sumă, cred că nu este ceva exorbitant, pentru ajutorarea acestor copii. Ai 17 ani, Antonio. Da. Ești clasa 11-a, da, la Jean Monnet. Ce faci după terminarea clasei a 12? Plănuiesc cel mai probabil să ajung la o facultate în America pentru a continua studiile de inginerie aerospațială și poate pe viitor, Doamne ajută, să ajung la NASA. Ajungi la NASA. Pentru a continua. Este greu, ultima întrebare, este greu să ai coordonatori în acest domeniu, să ai informații în acest domeniu într-o țară ca România? Am avut norocul să dau peste niște mentori foarte buni și să dau de niște oameni care m-au ajutat foarte mult pe acest domeniu, dar, într-adevăr, este dificil. Vreau să-ți strâng mâna. Mulțumesc frumos. Sunt fericită că ești român și că ești un copil deosebit. Avem multe motive de a ne mândri în țară, iar tu ești unul dintre aceste motive. Îți urez baftă, țin pumnii și Doamne ajută să te văd în scurt timp angajat la NASA. Mulțumesc, Antonio, pentru prezența ta. Mulțumesc și eu.